case. Da. Totul. Cu totul. Cum poți să te mai gândești? Dacă o dat ziua, foc la cărșoră. Plecarea din acest bloc în care traiul seamănă mai mult cu un iad este o soluție pe care o văd mai mulți locatari. Fricile s-au intensificat după ce recent pe această scară s-au produs alte 3 incendii. Scara asta altă e la ora 11 de zi și pe urmă la ora 11 seara și la ora 1 ceva e și-a dat foc. Nu, nimeni se ocupă. Ați chemat poliție? Nu, numai o dată, de fiecare caz. Unul dintre incendii a avut loc chiar lângă ușa unei locatare. Flăcările au mistuit mai multe materiale de construcție. Încă bine că m-am sculat la timp. Dar vă închipuiți dacă arde așa și mai este. După acest episod, femeia trăiește cu frica în sân. Noi atât am îndurat de acum. Eu nu știu cum să trăim mai departe. Eu aud numai ceva că am auzit soțul că nu mai avem o cameră. Am auzit vorbind, eu gata, mă duc să văd ce e acolo. Iar această femeie este nevoită să doarmă cu fiica sa, care se simte neînsiguranță după seria de incendii pe scară. Ea când ea seară rămân aici cu dânsa, eu spus că mă team să dorm, să îngură și eu rămân cu dânsa. Da, într-o lună cred că ne ducem. Mai aveam nevoie poate de luna asta, dacă nu poate ar să vină în sat. Pentru că într-adevăr e periculos. Președinta Asociației de Proprietari a refuzat să ne spună ce soluții vede pentru ca astfel de cazuri să nu se mai repete în bloc. Dacă nu putem să revenim? Locatarii între timp se plâng pe lipsa de acțiuni din partea polițistului de sector. Am mers să aflăm răspunsuri de la Inspectoratul de Poliție Buiucani, însă șeful instituției nu era pe loc. Și când se va apropia? Eu nu cunosc ele la ședință la IGP. Dar la ce etapă se află, nu știu, acest proces? Nu cunosc. Singurul comentariu ne-a fost oferit de serviciul de presă al Poliției Capitalei, care afirmă că făptașul continuă să fie căutat. La moment se întreprind măsuri de investigație pentru stabilirea făptașului și atragerea acestor la răspundere. Pe acest caz a fost inițiat și un proces contravențional pe articolul 104, cod contravențional, distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor străine, care se pedepsește cu amendă în sumă de la 1500 până la 3000. Acum 2 săptămâni pe această scară s-a produs un incendiu devastator. Atunci 5 persoane au ajuns la spital după ce fuseseră incendiate câteva cărucioare pentru copii. Victimele s-au intoxicat cu monoxid de carbon și s-au ales cu arsuri. În acel episod, poliția a reținut un suspect. Acesta s-a dovedit a fi un locatar în vârstă de aproximativ 60 de ani, dar care ar avea probleme neurologice. Conform datelor poliției, el ar fi acum internat la spitalul de psihiatrie.